În luna aprilie, Societatea de Salubrizare Retim Ecologic Service organizează o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase în Recaș. Deșeurile periculoase din deșeuri menajere, ambalaje de la produse de igienizare, baterii și acumulatori portabili, ambalaje de la vopseluri, lacuri, spray-uri, ambalaje de la produse utilizate în amenajări interioare, se vor colecta vineri, 19 aprilie, în zona fostei brutării, sala de sport, în intervalul orar 10:30-18:30 și luni, 22 aprilie, în zona cimitirului catolic din centru, în același interval orar. Deșeurile voluminoase, precum mobilier, covoare, saltele, canapele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente și electronice, se vor prelua joi, 25 aprilie, în cartierul Ianculeasa, vineri 26 aprilie, în zona fostei brutării, sala de sport, luni 29 aprilie, în zona cimitirului catolic din centru și marți 30 aprilie, în zona Artezei. În toate zilele, deșeurile vor fi colectate în intervalul orar 10:30-18:30.